Comisia Europeană a trimis o propunere Poloniei, României, Bulgariei, Ungariei și Slovaciei pentru creșterea sprijinului acordat fermierilor din estul și centrul Europei până la 100 de milioane de euro. Din acest total, aproximativ 30 de milioane de euro ar urma să ajungă la fermierii români. Această sumă va fi acordată din rezerva agricolă pentru 2023. Între timp, ministrul Agriculturii Petre Daia s-a întâlnit la București cu omologul ucrainean, cu care a discutat despre tranzitul de produse ucrainene către alte țări. Uniunea Europeană urmează să acorde României un buget de 29,73 milioane de euro, triplu față de cel decis anterior, pentru acordarea de despăgubiri producătorilor români de cereale și oleaginoase afectați de importurile ieftine din Ucraina, potrivit unei propuneri oficiale făcute miercuri de Comisia Europeană. Cu toate acestea, banii nu ar fi de ajuns. Nu, clar, sumele nu sunt suficiente și ceea ce pot să vă spun este că în regulamentul Uniunii Europene propus pentru a acorda aceste compensații, Guvernul României poate dubla, chiar tripla această sumă oferită de Comisia Europeană. E un lucru pe care noi în continuare așteptăm să vedem reacție din partea Guvernului și a Ministerului Agriculturii cu propuneri. Noi ne dorim să triplăm această sumă pentru că România a deservit ca principală platformă logistică pentru mărfurile care au tranzitat, care au venit din Ucraina. Portul Constanța, știm foarte bine, este blocat de un an de zile. Noi, ca fermieri, ne confruntăm cu mari probleme, ambuteiaje în port, probleme logistică. Ne teamă pentru că vom avea această problemă și în anul 2023 și până acum se pare că nimeni nu a înțeles. Și cum nu sunt suficienți bani anunțați de Comisia Europeană pentru a acoperi pierderile înregistrate de fermierii români, efectele vor fi vizibile. Dacă nu vom face aceste lucruri, pe lângă aceste ambuteiaje, nu vom avea transportatori sau prețul la transport va fi foarte mare și ne este teamă că vom rămâne cu marfa nevândută, așa cum s-a întâmplat și în anul 2023. Pentru a intra în vigoare, propunerea de sprijin din partea Comisiei Europene are nevoie de aprobarea Consiliului UE, format din ministrii agriculturii din statele membre. Următoarea reuniune a Consiliului UE este programată pe 30 mai.